Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană Ovid Densușanu își vor deschide larg porțile în seara zilei de 7 octombrie, între orele 18 și 1 noaptea, pentru a da startul celei de-a 12-a ediții tradiționale manifestării culturale desfășurate sub genericul Noaptea Bibliotecilor. Pe lângă multe alte evenimente, anul acesta Delia este cea care va susține un concert în curtea Consiliului Județean Hunedoara. Pe durata întregii nopți, organizatorii au pregătit o mulțime de activități. Teatru, muzică, lectură, film, informații practice, expoziții, tobogane gonflabile, modelaj, baloane, fotografii la minut, pictură pe față, jocuri, robotică și noi tehnologii, atelier de lucru susținut de Centrul Județean de Excelență, dar și concerte ale trupei Deva Smart și un alt concert în care invitatul special al evenimentului este Delia. Concertele se vor desfășura în curtea Consiliului Județean. Potrivit organizatorilor, Noaptea Bibliotecilor este și Noaptea Iertării, când cititorii care au întârziat să returneze cărțile împrumutate vor putea să le restituie fără niciun fel de penalizare.